Bună. Ați fost vreodată amenințat cu moartea? Da, am fost amenințat cu moartea. De către cine? De către unele persoane care se erigează în coordonatorii francmasonerii din România, mai ales când am publicat această lucrare care se numește Francmasoneria, misterele dezvăluite ale unei gigantice conspirații satanice planetare. Mai mult decât atât, după aceea, la scurt timp, mi s-a dat foc la casă, un incendiu devastator, care a făcut să ardă peste 3.000 de cărți și manuscrise și apoi s-a pornit o campanie furibundă. Bun, dar de ce această conspirație atunci? Pentru că totul e învăluit așa ca o conspirație în ceea ce spuneți. Este vis-a-vis de ceea ce eu am dezvăluit. Dar ce ați dezvăluit, de unde știați atunci, dacă sunt foarte așa mari secrete? Din foarte multe lucrări pe care le-am studiat și care sunt citate în această lucrare și care au fost înseamnă după aceea confirmate. Înseamnă că nu sunteți singurul posesor al acelor secrete. Bineînțeles, nu sunt, dar în România, la data la care eu am publicat această lucrare, foarte mulți oameni nu aveau acces la aceste informații, iar eu le-am facilitat în felul acesta accesul la o serie întreagă de informații care sunt vehiculate la nivel mondial. Mergem mai departe.